Angajații de la Salubritate au împrăștiat încă de aseară material antiderapant pentru combaterea poleiului. În cazul în care condițiile meteo se vor înrăutăți, sunt pregătiți să intervină cu utilaje, astfel încât să nu fie probleme. Peste 100 de tone de sare industrială au fost împrăștiate atât în zonele de risc din Craiova, cum sunt intersecțiile, zonele de pantă, sensurile giratorii și pasajele, cât și pe străzile secundare și aleile din cartiere și pe aleile pe arterele principale. Prima ninsoare căzută la Craiova a adus și temperaturi scăzute în termometre. Cel mai frig va fi însă în noaptea de Revelion. Temperaturile au scăzut de la o zi la alta destul de accentuat, lucru care se va menține și în continuare, în următoarea săptămână. Precipitațiile vor fi slabe și prezente pe 2, puțin pe 2 și apoi pe 3 ianuarie, dar frigul rămâne. Mai ales noaptea, în unele zile va fi chiar geroasă pe alocuri. Maximele vor fi și ele negative sau foarte puțin peste 0, nu mai mult de un grad 2. Cea mai scăzută minimă se va înregistra în dimineața de 1 ianuarie, când vor fi minimele în general între minus 14 și minus 6 grade. Temperaturile vor continua să scadă și în perioada următoare, când vom avea parte și de nisori, dar nu însemnate cantitativ.